Bună ziua. Salutare tuturor. Tema live-ului de astăzi este cum să ai ceea ce vrei și să vrei ceea ce ai. Avem tot felul de dorințe, avem dorințe spirituale, avem dorințe emoționale, avem dorințe fizice, avem dorințe financiare avem dorințe de realizare, tot, tot felul de dorințe. Și este normal să le avem și în același timp, paradoxal, așa cum este viața paradoxală, dorințele noastre sunt sursa fericirii noastre, a bucuriei noastre. Și în același timp sunt sursa nefericirii noastre și a suferinții noastre. Bună, Adriana. Bună. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, în așa fel, dar să știți că un mare lider spiritual, cum este Buddha, a pornit în căutarea explicației, în căutarea răspunsului. Ce îi face pe oameni să fie nefericiți? Nu știu dacă cunoașteți povestea lui, Buddha s-a născut prinț. El era urmașul unui împărat într-o familie regală și cât a crescut, părinții lui și toți Slujitorii din castel uh, aveau o ordin de la împărat să-l protejeze ca, pentru ca el să nu afle despre uh, suferința oamenilor, să-l protejeze de orice suferință și până la vârsta de 28 de ani el nu a ieșit niciodată de pe, din castel, din, din, pe teritoriul împărăției. S-a căsătorit, a avut un copil, dar el nu a văzut sărăcie, el nu a văzut oameni bolnavi, el nu a văzut uh, durieri suferință. Și când a ieșit prima dată de pe teritoriul, teritoriul împărăției și a văzut asta, a fost atât de șocat, atât de tare l-a marcat chestia aceasta, încât el s-a dezis de uh, titlul lui de urmaș al împăratului, de rolul lui de soț și tată și a spus că el își va dedica toată viața să caute răspuns la întrebarea de ce oamenii suferă și cum ce îi poate elibera de suferință. Și la ce răspuns credeți că a ajuns Buddha? El a spus că uh, ce ce face, îi face pe oameni să sufere cel mai mult sunt dorințele și ignoranța. Uh, el a zis așa mai, mai uh, concret. Dorințele omului sunt fără limite. Ele se aseamănă cu setea unui om ce bea apă murdară. Această sete nu numai că nu este niciodată potolită, dar ea crește continuu. Cel ce caută să-și satisfacă dorințele nu face decât să-și le sporească și să atragă suferință multiplă. Satisfacția dorinților nu este niciodată completă, el lasă totdeauna în urma ei o neliniște și o iritare care nu poate fi niciodată domolită. Pe de altă parte, dacă satisfacerea dorinților este contrariată, tu ce adesea omul la nebunie. Adică ceea ce vrea să zic că Buda este că atunci când noi ne ridicăm deasupra oricăror dorințe, dar pentru asta trebuie să fie un drum parcurs, așa cum l-a parcurs el până a ajuns la această iluminare și la această stare de noi așa și zicem stare de Buda sau stare de sine sau stare de Nirvana, sau de Dumnezeu, da. A, a el a trecut printr-un proces. Noi trecem, ca și oameni, la fel printr-un proces. Fie că vom ajunge cândva la această stare în viața aceasta, poate cineva are norocul și fericirea, poate peste o mie de vieți, dar... Acum când suntem aici, în starea noastră de, și în corp, în mintea, și avem sufletul nostru, astăzi aici, noi avem aceste dorințe, și dacă le blocăm, și dacă nu le trăim, atunci ele ne ne distrug, da? ne, pot ne pot aduce și la nebunie în diferite sensuri zicem acest cuvânt să-l folosim pentru diferite sensuri. Sau ne, ne pot face nefericiți pentru că, cum a spus el, o dorință atrage altă dorință, altă dorință și tu niciodată nu ajungi să, fi, să fii mulțumit, să fii satisfăcut. Și pur și simplu amintiți-vă când v-ați dorit prima dată un lucru, nu știu, poate o pereche de blugi la modă și noi și frumoși, da? Sau o pereche de cercei noi. Și cât timp a durat, și v-ați bucurat foarte tare când i-ați cumpărat, când i-ați avut, cât timp a durat bucuria aceasta? O săptămână, două, poate o lună, da? Apoi vezi într-o revistă o bluză albă care sigur tare bine s-ar potrivi cu acești blugi. Sau vezi un inel care ar merge foarte bine cu acești cercei. Și imediat îți apare altă dorință. Și deja tu intri în capcana următoarei dorințe și începi să, 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 să urmezi această dorință, da, această cale de a, a, a o satisface, a-ți dori să o satisface. Și de multe ori, când noi suntem axați pe ceea ce vrem să obținem, noi nu vedem ceea ce este în jurul nostru. Noi uităm să observăm că în jurul nostru sunt multe lucruri care deja ne satisfac și care deja ne, ne pot face viața foarte frumoasă, foarte plăcută, foarte bună, foarte satisfăcătoare. Uh, dar noi suntem mereu stimulați, mereu manipulați, și acum, mai ales de uh, mass media, de, uh, de publicitate, uh, de rețelele de socializare, să cumpărăm mai mult, să consumăm mai mult, adică să ne dorim mai mult. Este, totul este construit. În jurul omului, în așa fel încât să-i provoace și mai multe dorințe, și imposibilitatea de a-și le satisface să-l facă și mai nefericit, și mai mizerabil, și mai depresiv. Și în felul acesta, el este foarte ușor manipulat. În felul acesta, când îi se dă ceva minim din ceea ce își dorește, el este atât de fericit și este atât de recunoscător. Încât uh, nici nu vede, nici nu conștientizează că a fost manipulat. Uh, este sau nu este așa? Eu văd lucrurile astăzi uh, că se întâmplă anume în acest fel, și că asta este foarte trist. Și că noi toți, uh, conștient, inconștient, picăm în această capcană. Doar cei conștienți reușesc să iasă, poate unii reușesc să iasă la timp și de ce eu cred că cred că este util să vorbim, să vorbim despre asta cât mai mult și să conștientizăm de ce avem nevo nevoie în mod real. Mulțumesc, Veronica, da, așa este. De ce avem. Mulțumesc! nevoie, pentru că altfel, dacă nu suntem puternici, dacă nu suntem foarte stabili și nu vedem realitatea așa cum este, da, mai ales copiii, și maturii, și noi la fel, pentru că copiii copie, copiii copie copii, copii, ceea ce văd la maturi. Ei copie comportamentele, da, noi putem să le spunem Că nu este bine așa, dar noi oricum ne ducem și cumpărăm, ne cumpărăm nou ceva, le cumpărăm no lor uh, lucruri de care nu au nevoie și atunci le dezvoltăm asta. E oricât uh, ne străduim să. Mm -hmm. Și cum știi asta? Cum știi uh, ce anume? Cum știi ce anume, Veronica? Um... Deci, ce, ce, despre ce vroiam eu astăzi să vorbesc, ca să ne dăm seama de lucrurile astea, da? Iată poate cum știm de asta, uh, poate la asta a fost s-a referit întrebarea ta. Cum știi care sunt nevoi reale și care semințele manipulării din viitor? Foarte, foarte bună întrebare. Uh, ca să știi care sunt nevoile tale reale, trebuie să te știi pe tine, 1. Ca să știi care sunt nevoile tale reale, trebuie să știi foarte bine care este realitatea ta care te înconjoară. Ce ai acum în această realitate și să o vezi. Noi atât de mult ne axăm pe viitor, noi atât de mult uh, ne plângem tre trecutul sau ne, uh, nu, nu, nici nu știu cum să zic ne, ne, uh, suntem regretăm trecutul în, în așa o măsură încât noi nu reușim să vedem care este realitatea și acum și eu o să vă dau câteva exemple da, care o să vă ajute să vedeți o, o linie logică și să vă descurcați în ce înseamnă realitate, ce înseamnă proces, ce înseamnă subiectul care își dorește, eu, care vreau ceva să obțin, și ce înseamnă să ajungi la un scop la realizarea dorinței. Haideți să vă dau exemplu unei cliente de -ale mele de aici din Bale este vorba despre o femeie din, din Rusia, realitatea ei este următoarea. Iată, voi ascultând o poveste dintr-o parte despre altcineva, puteți să vedeți realitatea acelei persoane. În schimb, nouă ne este mai greu să ne vedem propria realitate. Ca și cum ne trebuie o oglindă, cineva să ne oglindească ca să, să o putem vedea. Și atunci avem nevoie de, de exemple, de Diferite situații pe care cineva să ne pună lumini. Ei, haideți așa să luăm un exemplu. Femeia uh, trăiește aici, în Balie, de 2 ani. Uh, are copil pe care îl educă singură. Uh, are uh, o meserie, predă yoga și face masaj are prieteni aici, a venit cu cea mai bună prietenă a ei, doi ani în urmă, um, are o comunitate care o susține, este foarte sociabilă și își face ușor prieteni, um, este talentată, își știe foarte bine munca. Um, stă într-un loc frumos, da? stă în Bali, mulți oameni visează să trăiască aici. Asta este realitatea ei. Nu are partener și are nevoie de bani. Asta este dorința ei. Acesta este scopul, scopul, ei. Cum obține ea ceea ce vrea? Dar eu o să revin la ei, dar și mai clar să fie. De exemplu, haideți să ne mai imaginăm că eu acum sunt în Bali, dar vreau să fiu în Canada, vreau să ajung în Canada. Deci eu sunt în punctul A în Bali, vreau să ajung în Canada în punctul B. Și am nevoie pentru asta de anumite resurse ca să ajung. Dar eu am 1000 de dolari. Și acești 1000 de dolari mie nu mi-ajung nici măcar pentru bilet. Acestea sunt resursele, de... asta este realitatea mea. Ce se întâmplă? Ce fac mulți oameni? Mulți oameni plâng și uh, se, se consumă pentru că ei vor să ajungă în Canada, adică ei vor în punctul B, da? sau cum clienta mea ea vrea un partener și vrea bani, dar neglijează resursele. Adică dacă eu îmi schimb viziunea și înțeleg că eu nu am suficiente resurse, atunci scopul meu se schimbă. Eu nu mai vreau în Canada, eu vreau să-mi uh, măresc resursele, eu vreau să am un venit mai mare ca să pot după aceea să îmi pun următorul scop. Înțelegeți? La fel și ea. Ea are anumite traume din trecut, această clientă, da? Are convingeri limitative legate de bani, are relații cu același tip de, de bărbați, are multă neîncredere în sine, procrastinare, Uh, dar are talent, are timp, are susținere. Acestea sunt resursele ei. Și vrea să aibă un uh, partener grijuliu, adică nu așa cum au fost ceilalți parteneri, și vrea să aibă uh, un venit mai mare, să obțină un venit mai mare. Poate să aibă asta? Da, poate. Acum nu, acum nu poate pentru că ea nu și evaluează corect uh, realitatea și resursele. În realitatea ei, ea este necăjită, o femeie singură, uh, fără susținere, fără bani, fără partener. Așa își percepe ea realitatea. Uh, nu își vede resursele, nu își vede talentele, nu are încredere în ea, Um, și asta o face să, să se blocheze. Când uh, înțelege, vede, vede realitatea și resursele, dorința ei se schimbă, da? uh, pentru că uh, ea rezolvă, începe să rezolve ceea ce ține de personalitatea ea, ei. Ea începe să lucreze asupra personalității ei și asupra resurselor ei, da? să-și mulțească, să-și dezvolte talentele, să uh, depășească lenea, de exemplu, da? de a, pentru că nu vrea să lucreze foarte mult. Uh, și în felul acesta, dorința ei, energia ei își schimbă orientarea din dorința de a avea bani și un partener în dorința de a se transforma ea și de a căpăta mai multe resurse. Este, este clar acest exemplu. Eu cred că mulți o să se regăsească mai mult ori mai puțin în acest exemplu, dar vă mai dau încă unul, o altă clientă a venit cu o problemă de procrastinare. Adică, ea zice că mereu amână lucrurile, nu-și plătește la timp facturile. Așteaptă până în ultimul moment ca să terminem uh, un proiect. Uh, a început șapte cărți odată și nu a terminat niciuna. Uh, ce mai vroia ea să facă? A, ah, um, mulțumesc, Victoria. Uh, și uh, vroia să-și facă o harta a dorinților pe care tot amână să o facă uh, deja de un an. Mulțumesc! Și uh, asta este povestea ei despre realitatea ei, povestea din capul ei. Că ea procrastinează, că ea nu termină lucrurile, că ea nu face asta, nu face cealaltă. Uh, care sunt resursele ei? Ea are timp, are job, are uh, capacități și talente, muncește, are o relație, călătorește, se dezvoltă. Da? Ce vrea ea? Care este scopul ei? Da? Iată, este ea ca și personalitate, ca subiect. Este realitatea, așa cum o vede ea. Este, sunt resursele ei și scopul. Unde vrea să ajungă dorința ei, da? Ea vrea să fie perfectă. Înțelegeți? Când am discutat realitatea și, și ea a putut să-și vadă realitatea altfel, diferit, ea a văzut că este o, o femeie care le reușește până la urmă pe toate și facturile până la urmă sunt plătite, proiectele sunt date la timp, um, Face foarte multe, foarte multe lucruri și le reușește. De harta dorinților nici nu are nevoie, pentru că dorințele ei sunt oricum, se realizează. Șapte cărți pe care am început să le citească, i-am spus că și eu am șapte cărți pe care am început să le citesc. Poate o să le termin într-un an, poate nu o să le termin. Poate o să termin una sau două, dar celelalte o să mi, o, 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 mi se par neinteresante. Asta este normal. Să nu termini o carte care nu-ți place, să nu faci ceva dacă nu este nevoie pentru asta, dacă nu este energie pentru asta, să vezi realitatea câte lucruri faci, de fapt. Și că nu e, e... Deci, în urma discuției, a terapiei, a înțeles că de fapt sco scopul ei în general a dispărut, pentru că asta nici nu e, în primul rând nu era un scop realist, că nimeni nu poate să fie perfect, într-al doilea rând nu era scopul ei, era vocea mamei ei care mereu îi spunea că trebuie să faci mai bine, că trebuie să faci mai mult, că trebuie asta, că trebuie cealaltă, că trebuie cealaltă. Iată așa, în așa fel, urmărind aceste exemple, puteți să vă dați seama despre cine este acel care își setează dorința, da? eu, și poate că eu, acel care îmi setez dorința, am, am, o realitate, poate că eu nu văd această realitate așa cum este ea, poate o văd, poate că știu care, care este, poate că nu. Și poate am nevoie de cineva să-mi oglindească această realitate. Poate am nevoie să întreb pe cineva. Tu cum vezi realitatea mea? ți cum îți pare? Pentru că cineva poate să spună. Uite câte ai, uite câte resurse ai, uite câte talente ai, uite câte capacități, abilități, posibilități ai. Și de multe ori o femeie care tocmai a ieșit dintr-o relație frumoasă, cu o specialitate, cu, nu știu, o capacitate de a se susține financiar, cu ajutor din partea părinților, a prietenilor, se simte mizerabil și îi pare că realitatea ei este absolut distrusă, pentru că ea nu mai este în acel trecut care, care nu mai există. În general, e una, nici asta nu-i bine, pentru că când ne setăm un scop în viitor și ne agățăm de acest scop, ne orientăm energia sărind peste resurse și peste proces și vrem imediat să primim ceea ce ne dorim de acolo din viitor, cum în cazul clientii mele, ea vrea partener și ea vrea bani acum. Da? Ea vrea să sară peste proces, Asta ca și cum eu aș fi vrut din Bali să ajung în Canada fără ca să zbor cu avionul, fără ca să obosesc pe drum, fără ca să mănânc o mâncare aiurea prin aeroporturi, fără ca să nu știu, să, să am întârzieri, escale, etc. Nu poți să ajungi. Nu, 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 nu este posibil acest lucru. Dar când îți orientezi energie, și tu ca și cum plângi, te sufoci, suferi din cauza că nu poți să ai realizat această dorință din viitor, este o poziție de copil. Da? Este poziția copilului. Vreau mașinuța asta, acum nu contează cât costă, are mama bani sau nu are mama bani? Mie acum îmi trebuie. Pe mine nu mă, pe mine nu mă interesează. Eu nu am capacitatea. Un copil nu are capacitatea să vadă procesul, să înțeleagă că nu sunt bani, că trebuie câștigați, că trebuie așteptat. El vrea acum. Asta se numește uh, intoleranță la privare. Este un termen în psihologie, se numește intoleranță la privare. Când omul nu are capacitatea de a. Uh, avea răbdare și de a, a aștepta să primească ceva ce își ce dorește chiar acum. Asta este a, o, o poziție de copil. Dar și mai grav este că noi ne orientăm energia în trecut și deplângem ceva din trecut care chiar nu poate fi întors, care chiar nu poate fi schimbat. Și neglijăm resursele și neglijăm procesul și neglijăm capacitatea noastră de a schimba ceva și de a merge în viitor. Dați că văd că tot îmi scrieți aici ceva, dar eu fără ochelari nu prea văd. M-am revăzut total în descrierea dumneavoastră. Aha, super, mulțumesc. Aha. Mai mulți s-au regăsit în acest exemplu. dar da! Pe mine personal, renașterea femeii mi-a ajutat în a conștientiza. Mulțumesc, Valentina! Sigur, asta o să vă ajute și pe cei care nu ați fost. Un exemplu bun poate fi și cu partenerul care îl avem și nu realizăm că îl avem superb alături. Adică un partener bun alături, dar tinde mereu spre perfecțiune, cerințe și nemulțumiri. Uh, absolut! Adriana. E aceeași dorință, da? Dorința de a avea un partener, de a avea pe cineva alături, un om bun și, și grijuliu. Și avem acest om, adică, iată, l-am găsit, a venit în viața noastră. A, și apoi noi începem, dar altă dorință, dar nu prea citește suficient dar nu prea se îmbracă foarte bine, dar nu nu câștigă suficient. da Și iată, aici, vedeți câtă dreptate avea Buddha. Cum ne-am satisfăcut ne satisf o dorință? Noi vrem altceva și apoi altceva. Și mereu asta ne creează iritare și frustrare și ne duce, și când nu se realizează, și nu nu citește omul cărți, da? Nu, nu se îmbracă frumos, nu știe el să se îmbrace frumos și nu este o prioritate pentru el asta în viață. În schimb știe să repare un robinet. Știe să nu știu, să conducă bine mașina, știe să aducă un sac de cartofi acasă sau uh, are grijă de uh, câine, de curte, de multe lucruri. Foarte multe lucruri. Dacă stați, bine a zis Adriana, dacă stați și vă faceți o listă cu lucrurile care le face partenerul vostru, o să vedeți că foarte multe lucruri deja există în viața voastră. Deja sunt lucruri de care puteți să fiți mulțumiți. Este așa, eu am vorbit în alt live despre regula de a împărți totul la patru. Iată, tot ce vă doriți, împărțiți la patru și o să vedeți că cel mai des deja aveți asta. Deja aveți asta. Pentru că a, dorințele care noi credem că sunt ale noastre, cum am spus la început. Ele de multe ori nu sunt ale noastre. Te uiți la partenerul vecinii și îți pare că el este perfect. Da? Te uiți la David Beckham pe, pe Instagram și îți pare că el este perfect sau familia lor este perfectă sau uh, copii, uh, alți copii sunt buni și numai ai mei nu sunt perfecti. Noi suntem obsedați de această dorință de a perfecționa, de a avea mai mult, de a avea mai bine și noi nu reușim să vedem care este realitatea. Care este realitatea acum, în acest moment? Și toată fericirea noastră, și toată bucuria noastră, și împlinirea noastră nu poate fi decât în, decât în acest moment. Vedeți cum? Te orientezi în viitor. Vrei casă, vrei mașină, ai obținut, îți pare că ești fericit. A, ah, nu, mai trebuie așa mobil în casă, încă nu sunt fericit. A, ah, nu, mai trebuie la mașină, nu știu ce. Îi mai trebuie mașină și soții și să mai cumpăr asta, să mai lucrez pentru asta, să mai agonisesc, să mai aduc. Și asta nu se termină niciodată. Asta nu se termină niciodată. E ca exact ca o apă murdară care obei și, și îți face numai mai mult rău. Dar putem trăi conștient, putem vedea acele lucruri de care avem real nevoie. Să le obținem și să spunem mulțumesc. Iată, recunoștința te ajută să nu te duci mai departe în în această gaură, da, în această groapă a, a dorințelor, să nu cazi acolo. Iată, mulțumesc este ca o recunoștință, este ca o treaptă pe care ai călcat, da? nu te-ai dus în jos, nu te-ai scufundat, dar ai călcat pe această treaptă. Uh cum procedăm când ne dăm seama că dorința nu este a noastră? Eu recent am descoperit că vreau să mă îmbogățesc din poziția ca să arăt asta rudelor mele și nu mie însă. Exact. Ce se întâmplă? Noi, de multe ori, nu ne vedem pe noi înșine. Noi nu știm ce vrem noi, pentru că noi nu știm nimic despre noi. Și percepem viața ca și cum ne-am uitat pe un geam. Uh, și pe noi ne percepem la fel, ca și cum ne-am vedea pe noi printr-un geam. Da? Uh, fac totul ce mi s-a spus. Da? Folosesc resurse străine. Da? Conștient sau inconștient, Uh, merg spre scopuri străine da. Ceva uh, mi-au spus părinții și învățătorii Că trebuie să fac așa Că este bine să te duci la facultatea asta Sau să te comporți în felul ăsta Să fie așa o persoană uh, Ți-au spus că este bine să faci economii Pentru că o să ai bani din asta da? O să te descurci Sau să fii bucătar Că o să ai ce, ce mânca și scopurile tale devin scopuri străine. Până și dorințele deja nu mai sunt ale tale. Și aici vine un alt scop care omul ajunge gând la o criză, înțelegând că el trăiește o viață străină, ajunge la o criză care îl trezește, care îl face să se întrebe, stai puțin, dar eu unde sunt toată povestea asta? În care alerg uh, uh, să fac ceva, și acest ceva nu mă reprezintă. Și atunci apare dorința de a-ți cunoaște propriile dorințe, uh, Veronica. Da? Este dorința de a mă cunoaște pe mine, pentru că, cum am spus, este, sunt resurse, sunt, este un proces, este un scop și este un subiect. Iată, subiectul sunt eu și dorințele vin din interiorul meu. Când eu nu am conexiune cu interiorul meu, când eu nu știu nimic despre mine, eu nu știu ce, ce vreau. De aici și atâtea întrebări pe care le-am și eu mereu la Q&A. Eu nu știu ce vreau. Cum să aflu ce vreau? Cum să aflu ce-mi doresc? Dar asta este oarecum normal. Asta este normal, să nu știi ce vrei, să nu știi cine ești, să mergi în viață o perioadă după cum ți-au spus alții, cei care pe care e considerat autoritate. Asta este normal, nu e nimic, nu e nicio dramă în, în a conștientiza că tu nu știi cine ești. Din potrivă, asta înseamnă wow, înseamnă că m pot să încep o cale nouă, pot să încep un, un drum nou cum vă ziceam de prima mea clientă. Da, ea nu, 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 -și nu se cunoaște pe sine, nu și cunoaște realitatea, dar tocmai asta este un moment în care poate intra în procesul de a se cunoaște. Și acesta este un alt proces. Dacă cineva care știe foarte clar ce vrea. Să zicem un student. Un băiat student își dorește o mașină BMW. El știe foarte clar că își dorește asta. Nu i-o spus tata, nu i a spus nimeni, el simte că asta e dorința lui. Da? El va trece prin... O poate avea acum? Nu poate avea. E realist să o aibă? Nu este realist să o aibă. Dacă el este realist și vede, sau cineva îl ajută să vadă realitatea, el va ști că va veni un moment când el își va cumpăra această mașină, dar ăsta va fi un proces. El va trebui să lucreze, să câștige bani, să adune banii ăștia, să, nu știu, pe o parte să împrumute, să iau un credit, să pornească un business. Adică el va intra într-un proces pentru a obține ceea ce își dorește. Lui este clar că el asta vrea. La fel când tu nu știi ce îți dorești sau tu nu știi cine ești sau nu știi care sunt dorințele tale, tu intri în alt proces de a te cunoaște pe tine pentru a afla care sunt dorințele tale adevărate. Ce-ți place ție cu adevărat? Ce nevoi ai tu cu adevărat? Care este bioritmul tău? Care sunt necesitățile tale? Eu sunt de acord că foarte mulți oameni nu știu asta. În general, noi nu ne s-a dat voie să trăim procesul și de aceea toată lumea se sperie foarte tare de proces. Toți vor să sară din punctul A în punctul B. Înțelegeți? Iată, ceea ce propun eu la cursuri sau meditații sau în live-uri este de a Vă concentra pe proces, de a savura procesul și de a înțelege că fără proces tu nu ai cum să ajungi la rezultat, la un scop. Dar de multe ori lumea vrea o pastilă magică cum să găsesc partenerul visurilor mele. da? E, e, e un proces prin care treci nu, el nu va veni mâine eu nu am o rețetă punctul 1, 2, 3 da? adică dacă aș da o rețetă în rețeta asta cu siguranță ar fi cuvântul proces pentru că de ce se întâmplă asta, de ce oamenii vor rezultate rapide, dorințele se îndeplinească repede, se grăbesc pe urmă spun vai unde cum mi s-a răsit viața mea ce am făcut, nu înțeleg unde au trecut 20 de ani am vrut copiii să mai repede, copiii să ducă la facultate, am vrut să am o casă, am vrut să am în casă, am vrut asta și unde e viața mea? Pentru că nu se trăiește în moment. Copilul mic, când se joacă, noi ce, îi spun părinții? Lasă joaca, hai mai repede, da? Um, Of, să termin mai repede școala, of, să te văd mai repede mare, of, uh, uh, iar să ai culcat și, și nu faci nimic. Uh, um, deci, când cine are copii mici, auziți-mă acum, da? Uh, jocul este un proces și dacă tu nu lași copilul să se joace el nu are cum să învețe cum să fie într-un proces. El nu are cum să, să simtă și să savoreze ce înseamnă să fie fericit în acest moment. Pentru că în momentul în care el se joacă, el este fericit. Și în momentul ăsta el se maturizează, crește, se dezvoltă. Un adolescent care stă întins în pat, în momentul acesta acumulează ceva el nu stă pur și simplu. Noi vrem tot timpul să, îi, să ne împingem copiii și noi așa am fost împinși să facem ceva. Pentru că dacă stai, îți stă norocul, pentru că nu ai voie să stai. Trebuie mai repede să obții un rezultat. Mai repede să termini școala, mai repede să te duci la facultate, să termini facultatea, să te măriți, să faci copii, să faci un copil, să faci al doilea, să faci al treilea să-ți cumperi asta, asta și tot timpul accentul pe rezultat, tot timpul accentul pe rezultat. Dar rezultatul nu ne aduce satisfacție. Satisfacție ne aduce procesul și în proces noi nu știm să fim. În proces noi nu știm să trăim. Iată, iată așa, așa un moment care mi s-a părut mie Important să împărtășesc cu voi. Sper că am răspuns, Veronica. Cum să-ți atingi scopurile când toate încercările nu ți aduc rezultatul dorit? Care este rezultatul dorit? Da? Iarăși, cum am spus la început, uneori, observând care este realitatea ta, ce ai în această realitate deja? Care sunt resursele tale? Tu poți să ajungi la concluzia că nici nu-ți nici nu dorești acest rezultat. Sunt foarte multe detalii care sunt înainte, înaintea rezultatului, care trebuie urma, urmărite, da, observate. M-am revăzut și eu în exemplele de mulțumesc, Mulțumesc, exact. da, nemulțumitului se ia darul ce avem și trăim. Da, recunoștința, cum am spus, este un fundament foarte important. Sunt treptele care nu ne permit să ne scufundăm în uh, nerecunoștință, în... Uh, ignoranță, da, n-a spune că nu, asta nu e suficient ceea ce am. A, mai am nevoie de ceva, o altă a, un alt cuvânt a, magic, a, este cuvântul suficient. Da, să spunem suficient și să când am spus suficient, ne-am oprit și am văzut suficient ne ajută să ne ancorăm în realitate și să vedem ce am aici. Câte lucruri pentru care pot să fiu recunoscător am? Câte lucruri pentru care pot să mă bucur am? Cum pot să fiu în acest proces de a trăi recunoștință și de a trăi stare de, de, de bine, de a savura un ceai, o discuție? o rochie pe care n-ai purtat-o de mult, o călătorie, o, orice, da? o, te joci cu, cu, propriul copil. Noi uităm despre asta și ne concentrăm pe niște realizări care credem că acestea ar fi realizări. Realizarea la serviciu, făcându-ți o carieră de succes și pierzând toate conexiunile cu familia ta, cu proprii copii, cu prietenii. Poți să te trezești la 60, 70, 80 de ani și să-ți dai seama că, de fapt, nici nu ți-ai dorit asta. De aceea, atunci când ne punem dorințe, trebuie să fim foarte... până a ne seta dorința, să înțelegem exact cine o setează, ce resurse are, da? Și cum este să fii în acest proces, și ca să poți să-ți permiți să, să, să fii în acest proces. În general, mie nu prea îmi place cuvântul dorință. Pentru mine, dorință are o energie copilărească, are energia aceasta de vreau. Vreau, vreau acum, da? O intoleranță la privare cumva. Dar îmi place mai mult cuvântul intenție. Iată, intenție mi se pare un cuvânt mult mai matur. Care duce în sine o energie a omului care își pune un scop real, merge, depune efort, dar își folosește toate resursele, și chiar dacă acest scop nu se realizează, el nu rămâne frustrat, adică cumva are această conștiință de a înțelege că uneori nu poți să ai ceea ce vrei. Poate o să ai altceva, poate Universul o să-ți dăruiască, să dăruiască altceva. Meditația de recunoștință e foarte medabilă, mă ține cu picioarele pe pământ, dar mulțumesc că mi-a amintit Valentina și tuturor le-a amintit și eu vă reamintesc că pe platforma mea găsiți această meditație de recunoștință care pur și simplu îți schimbă uh, efectiv... Uh, structura cerebrală, da, neuronală, nu cerebrală, dar neuronală. Pentru că recunoștința are un efect în corpul nostru, același efect pe care îl au pastilele antidepresante. Deci, dacă noi practicăm recunoștința, noi ne vindecăm. Nu întâmplător, recunoștința este vindecătoare. Și recunoștința imediat te aduce în această stare de, de a fi mulțumit. Dar a fi mulțumit înseamnă a fi mulțumit pentru ce am acum. Și cum a scris Valentina, te aduce cu picioarele pe pământ. Sunt foarte multe lucruri care ne ajută să, să revenim în realitate, să vedem realitatea așa cum este ea. Recunoștința aduce la noi lucruri, ne aduce lucruri ce ne dorim, da, super. Avem multe programe preluate de la ceilalți de, la care, nu suntem, de care nu suntem conștienți. Recent mi-am pus întrebarea cât la sută din ceea ce sunt astăzi mă reprezintă cu adevărat. Foarte bună întrebare, Cristina. Foarte bună întrebare. Eu vă recomand să preluați această întrebare de la Cristina și să vă întrebați cât la sută din ceea ce sunteți astăzi vă reprezintă cu adevărat. Da, și este minunat să te cunoști. Cel mai fascinant lucru pe care îl avem în această viață. De acord, Veronica. Puteți să ne povestiți despre meditația cu mantre? Imediat, cum corect să meditezi. Hmm, întrebări despre meditație? Bună ziua și când te trezești nu ai satisfacție de la... Ca să... despre meditație, pentru că nu e tema live-ului de astăzi, dar intrați pe platforma mea, linkul găsiți în în profilul meu, pe pagina mea de profil de, de pe Instagram, jos, adică acolo sub cerculețul cu o poză, Uh, mai jos este un, un link pe platforma mea Teachable. Acolo am un uh, webinar de trei ore. Se numește Descoperă Meditația. Uh, și acolo o să găsiți foarte multe răspunsuri. Dacă vreți să începeți deja să meditați, am un curs, șapte pași către meditație, tot pe această platformă. Acest curs conține uh, toată informația cum să meditezi, când, de ce, ce se întâmplă cu noi în timpul meditației, care sunt beneficiile. Tot, tot, tot este structurat, plus aveți șapte meditații ghidate în acest curs. La fel, pe canalul meu YouTube găsiți live-uri despre meditații, despre de toate live-urile pe care le fac de, de foarte mult timp. Așa, e super ce ați zis acum despre intenție. Mă bucur că v-a plăcut. Uh, un exemplu de formulare de intenție? Uh, intenția um, este acel, deci vă doriți ceva, da? Dar formulați de pe altă poziție și atunci se schimbă intenția. De cum am spus, nu vreau, vreau, vreau acum sau mâine sau imediat, dar intenția e ceva mult mai matur, da? Sunt întotdeauna formulați de, din, din, de la timpul prezent, da? Deja sunt acolo. Eu și nu niciodată nu folosiți cu, cuvântul vreau, da? Iată, când folosesc vreau, e, un, e așa cum am spus, da? Dar eu sunt în apartamentul meu cu trei camere de pe malul lacului, spre exemplu. Vă doriți un apartament cu trei camere. Eu sunt deja acolo. Ca și cum universul deja aude că tu ești sigur, tu crezi în asta. Când spui eu sunt, tu crezi în asta. Am un live despre asta, unde explic, dar nu, nu mai amintesc cum se numește. Pe YouTube îl găsiți, cu siguranță. Și atunci tu formulezi de la prima persoană, eu, niciodată nu formulezi pentru cineva, la timpul prezent, da? Și dai cât mai multe detalii, cât mai multe detalii de concretizare. Și ți-ai formulat această intenție. Și nu te ții de ea, nu te agați de ea, nu o repeți non-stop, dar îți o amintești dimineața câteva minute, seara câteva minute, mai spui încă o dată și o lași așa într-un flow, da? ca să poată, lucr să poată curge intenția asta, universul să o poată, duce spre realizare, pentru că noi când noi ne agățăm foarte tare și insistăm și depunem efort, de multe ori facem mai rău, de multe ori încurcăm doar lucrurile. Prin atașamentul nostru și prin uh, energia noastră care de multe ori vine în contradicții cu energia universului, poate nu acum este momentul. Poate dacă dacă zbori tu din destinația A, A în destinația B, și ai o escală, și avionul întârzie trei ore, și tu ești foarte supărat și indignat și te duci și cauți alt avion, și um, insiști și urci în, în, în alt avion, și apoi se întâmplă un accident. Pentru că ai insistat pentru că altfel trebuia să fie, da? Sau poate că ai rămas acele trei ore sau zece ore în aeroport și acolo ți-ai întâlnit uh, uh, sufletul pereche, uh, omul vieții tale. Noi niciodată nu știm unde, când, cum. Nu trebuie să fim prea insistenți în a controla lucrurile și în a vrea uh, să fie totul cum vrem noi, când vrem noi și, și perfect. Vă mulțumim, mulțumesc și eu. Și eu am făcut cursul cu șapte pași și mi-a plăcut mult. Mulțumesc, Carolina, da. Eu... Mersi mult pentru energie pe care o transmiteți. Mulțumim pentru toată informația foarte utilă. Îmi... Te salut, Cristina. Fiecare duminică o faceți mai frumoasă pentru mine. Mulțumesc! să urile pe Instagram sunt minunate. Mulțumesc frumos, Rodica! Am primit chiar multe, multe feedback-uri de la, la ultimul Q&A. Mi-a luat o zi să răspund la întrebări. Nu am răspuns la toate. Vă rog să nu vă supărați, dar um, uneori... Vreau, dar, dar nu e posibil fizic să răspund la toate întrebările, nu, nu, nu reușesc. Mai reveniți și altă dată în altă săptămână, la un moment dat o, o să răspund. Sau dacă ceva arde cu adevărat, scrieți-mi în privat și eu întotdeauna o să găsesc timp să să vă răspund. Dar dacă, dacă urmăriți laiburile, dacă sunteți abonați pe canalul meu YouTube, ave, sunteți faceți parte de pe platforma mea, de cele mai multe ori majori, la majoritatea răspuns, întrebărilor. Eu deja am răspunsuri prin live-uri și prin ceea ce fac. Sunt mulți oameni noi care vin pe pagină și nu cunosc multe lucruri din activitatea mea. Și atunci da, iese că mai mai revii la la aceleași întrebări, mai dai aceleași răspunsuri, sau poate sunt diferite, nu știu, și eu pot să dau răspunsuri diferite. Și eu pot să greșesc uneori, și eu pot să am o părere și această părere să nu fie 100% adevărată. Cum am pus acum pe stories, da, de exemplu, cu doamna care a spus că uh, cineva m-a întrebat despre despărțiri, da, și eu, eu nu am întâlnit uh, povești, în viața mea, eu nu am întâlnit decât, poate, în cărți, când, nu știu, secolul trecut, femeile își așteptau iubiții ani întregi să vină, nu știu de unde. În viață, eu nu am întâlnit povești frumoase, cu sfârșit, final frumos, la distanță. Și de ce? Eu am spus din experiența mea. Dar, iată că o doamnă mi-a scris că ea a trăit așa o poveste și că uh, au stat la uh, distanță cu soțul și acum au doi copii și se iubesc și minunat, eu nu mai pot să mă bucur că așa ceva există. Deci, uh, da, cazuri sunt foarte diferite, foarte interesante. Mie mi, mi sunt foarte interesante și istoriile voastre puteți să scrieți în privat niște uh, un feedback când aveți ceva, ceva interesant. Eu uh, întotdeauna șterg numele, dar pot să împărtășesc povestea. Uh, ai, mulțumesc frumos, vă mulțumesc și eu tare, 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 tare mult. Uh, salutare din Paris, salutare din Bali insomnii de trei luni, pe platformă am și o meditație pentru, pentru somn. La întrebarea cu relația de la distanță mi-a plăcut într-atât răspunsul că am făcut și screenshot <laughs> Veronica. De când ați apărut în viața mea, live-urile privesc pe toate și nimic știu că nu este întâmplător. Mi se schimbă viața pic cu pic în bine. Mulțumesc! De mesajele voastre frumoase care mă inspiră să, să continui ceea ce fac. Vă doresc o duminică minunată și intențiile voastre să se realizeze cu ușurință, și voi să fiți în conștiință, în savurarea procesului pe drum spre realizarea acestor. Entente. O Domínio Carmelo Nato, Aurora Videira.